dimineața tuturor, este ora 8 fără 3 minute. Vă prezint astăzi un prim video. Bineînțeles, și acest video va fi făcut dintr-o serie de videouri, va fi un colaj. Ingredientele unei zile perfecte în Cluj-Napoca. Ce poți face în Cluj-Napoca? M-am trezit de dimineață bună, nu foarte dimineață, și am observat, bine, știam acest lucru, Clujul s-a trezit deja la viață de ceva vreme. Umblă lumea pe stradă, s-a deschis Panemarul, s-au deschis multe magazine, alimentări. Începutul pentru mine, pentru o zi ideală, perfect în Cluj-Napoca, este la bază sportivă. Începe cu sport. Te trezești dimineața, să zicem că ești turist în Cluj-Napoca sau chiar locuiești în Cluj-Napoca. Mergi la bază sportivă, faci un pic de sport, 10-15 minute. De ce să faci sport acolo la baza sportivă? Ei bine, în caz că nu sunteți din Cluj-Napoca, mă adresez aici turiștilor, vă voi arăta niște poze, conține tot felul de aparate și de gantere care înlocuiesc sala. Așa că poți să ai o dimineață plină de energie, să te împrospătezi, să te energizezi și să îți începi ziua plin de energie. După aceea vă voi arăta cetățuia și alte puncte de interes pentru Cluj-Napoca. Urmând să mai fac un alt video sau încă două, poate, la sâmbătoare. Și ne vedem la acasă. Am mai trecut timpul, am avut niște povești și cu vecina de la parter. E bine ca pe parcursul unei zile să te conectezi cu cei din jur, să vezi care sunt nevoile lor, poate reușești să-i ajuți. Și îmi continui ziua cu micul dejun. Un mic dejun, un pic târziu, e 10 și un pic. E bine, alături de micul dejun, înainte sau după, mă hrănesc și din cuvânt, citesc din cuvânt. E foarte important să ne hrănim din cuvânt, să alimentăm, să zic așa, și partea spirituală. Mâncăm pentru trupul nostru, alergăm, facem exerciții mentale, să învățăm o limbă nouă pentru mintea noastră, dar cu sufletul nostru, cu spiritul nostru, ce facem? Ne alimentăm, ne hrănim spiritual, citim din Biblie. E bine să stăm jos la o ceașcă de cafea, de cappuccino, ce servim, sau o apă minerală, o apă plată, sau chiar nimic, să citim nicumul, să ne rugăm pentru acea zi, să-i cerem lui Dumnezeu binecuvântare, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru încă nouă zi. Multă lume, chiar și alte religii, găsesc foarte multe beneficii în recunoștință. Atât la începutul zilei, când te trezești de preferat, pe parcursul zilei, dar și la final de zi. La final de zi spui, mulțumesc Doamne pentru o zi minunată. Să vezi partea plină a paharului. Să vezi ceea ce Dumnezeu ți-a dat mai mult decât ceea ce nu ai. Să vezi lucruri pozitive. Promovezi mersul pe jos. După ce voi mânca, am aici niște vinete. Am o salată făcută de mine cu roșii și salată. Am aici niște mezeluri. Un cappuccino, voi citi din Biblie. Merg pe jos, atât când am mers, dar și când am venit de la baza sportivă din Gheorgheni, am mers pe jos. Sunt o persoană ce militează mult pentru mersul pe jos, pentru citit, pentru creativitate, pentru rezolvarea problemelor, pentru perseverență, pentru muncă din greu, muncit și perseverat, ambiție. Sunt de școală veche, mă puteți numi de școală veche, dar cred în continuare că lucrurile acestea fac diferența în continuare. Și, apropo, un pont primit de la vecina, dacă sunteți în Cluj-Napoca, turiști în această perioadă, sau nu neapărat, locuitori ai Clujului, în Piața Mare, cea din Mihai Viteazu, cireșile costă chiar 8 lei. Am observat ieri și știam acest lucru, piața din Mărăști este una scumpă.
am văzut cireșii la 12-13 lei și în piața mare din ea vitează 8 lei, diferență de 4-5 lei. Vă voi arăta cetățuia și după aceea urmează londoneră, un burger cu pui, poate, în caz că nu mă răzgândesc. Pe parcursul zilei voi face tot felul de lucruri interesante, voi și citi, promovezi cititul. Pe parcursul unei zile ideale, unul dintre ingredientele pentru a ieși un tort, o salată, orice vă place vouă, unul dintre ingredientele unei zile ideale este cititul. Am făcut sport, mâncăm, ne rugăm, mulțumim, ne hrănim din cuvânt și după aceea plec înspre cetățuie. Cetățuia este dealul de unde se vede aproape tot Clujul. După aceea vă voi arăta podul cu lacăte, copie a celui din Paris și Parcul Mare. Următorul traseu este Londoner. Voi merge pe jos cât mai mult timp. Să știți că pentru unii poate fi o provocare, dar am ajuns să fim comos, să punem cardul chiar în stație de autobuz sau în trolebuz, în troleu, 5 lei, automat ni se duc. Faci economie, mergi pe jos, e sănătos pentru inimă, mai vezi ce se întâmplă în jurul tău, umblă pe jos cât mai mult timp cu putință, cât de mult poți cu putință. După mâncat, după citit, după spus o rugăciune și mulțumit Domnului pentru încă o zi din viață, pentru sănătate, pentru acoperiș deasupra capului, pentru că avem ceea ce ne trebuie, hrană și toate alea, voi merge pe cetățuia, vă arăt cetățuia, vă arăt podul, vă arăt Parcul Mare. Mă gândesc ce vă mai arăt pe drum și vă urez o zi minunată și zile minunate această săptămână și tot acest an. Continui turul meu prin Cluj-Napoca, mă aflu pe strada Emil Zola, care se intersectează cu strada Academician Sextil Pușcariu. În fața mea se află recent renovata stradă Regele Ferdinand, controversată de către unii datorită culorilor roșu, verde, absolut amețitoare culorile. În spatele meu se află o piață superbă, micuță, plină de terase. Este plin de soare, m-am făcut cu cremă și după aceea, mai încolo, cum mergem spre strada principală Memo, se află piața Matei, unde este și casa Matei. Mai în jos, în dreapta mea, urmează un parc, Ion Luca Caragiale. În caz că veniți prin Cluj-Napoca în această perioadă sau la anul, zona aceasta este, zic așa, o zonă pe care trebuie să o vizitați. E o zonă superbă, în care atât studenții cât și cei care locuiesc în Cluj vin la terase. Și în zona aceea, în spatele meu, e cantina primăriei. Mâncare foarte bună, apropo, la prețuri foarte bune. Sunt mai multe obiective turistice în această zonă, să zic așa. Aici, chiar în spatele meu, este o biserică, după aceea, mutându-ne un pic față în față cu biserica, un obelisc, mai încolo casa Matei și tot felul de alte case vechi de câteva sute de ani, o zonă foarte frumoasă, după cum am spus, terase, în zona aceea la fel alte terase. E plin de terase în această zonă și o clătitărie la nu știu cine. Clătite foarte bune, apropo. Bună! Care e clătita zilei? Ce recomandați astăzi? Grigore este clătita pe care o vinde cel mai des. Acum, mai nou, avem și Picasso, cea cu Afine. Ele sunt cele mai vândute. Și celelalte lor, dar astea două sunt cele mai vândute. Și ce le recomandați turiștilor să viziteze în afară de această zonă? Au de vizitat
te dau cetățuia în județ sau în oraș? În oraș, în special. În oraș, ce să zic, zona asta e foarte frumoasă și acum cum s-a renovat, arată chiar bine. Mai iau grădina botanică să meargă, să-l viziteze, că merită, altuia aerul, fiind și un pic la înălțime, se simte altfel, mai ales acum în perioada asta cu căldura, decât în centru. Aerul e mai respirabil, să zic. Și ce să le recomand? Centru, ca în toate orașele, centrul vechi e cel mai frumos. E punctul de atracție, zic așa. Și câteva cuvinte de reclamă pentru turiști? Am gustat, clătitele voastre sunt foarte bune. Mulțumim, mulțumim frumos. Da, avem clătite inspirate din rețete franțuzești, avem un aluat special, zicem noi, clătitele la fel, sunt asociate cu culorile pe care pictorii le folosesc în lucrările lor, gama lor dominantă. Uh-huh. De asta am și dat nume de artiști, am făcut o asociere așa vizuală între clătite și între ideea de vizual și de gust. Așa, un joc pe care îl regăsesc la noi. Ți-i așteptăm fiecare zi, mai puțin lunea, să treacă prin piața muzeului și să deguste și să revină o plăchită bună de la noi. Vedeți, am observat numele și că era ceva la partea aia, dar nu știam care e faza și chestia de marketing, de branding. Mulțumesc de lămurire! Noi mulțumim și le dorim ședere plăcută în Cluj și să viziteze și să se relaxeze în timpul petrecut aici. Să vină cât mai mulți. Să vină cât mai mulți, așteptăm cu drag. Mulțumesc. Și am ajuns în zona Cetățuii. Pentru cei care nu sunteți din Cluj-Napoca și sunt convins că veți vedea acest video și voi, turiștilor, cetățeni, locuitori ai României din alte parte, care încă nu ați vizitat Cluj-Napoca, dar vă invit să veniți aici. Cetățuia se află în spatele meu. Este un deal, este o zonă cu foste, cum zic așa, baricade ale Imperiului Austro-Ungar. Un loc ce are atât un... Bine, este mai sus, este o terasă, este și un hotel cu restaurant numit Belvedere. Au și o sală world class și este și un platou chiar în spatele parcării, mergi pe sub un tunel unde poți să joci basket, mergi aer liber și ce este interesant, începe deja să se vadă Clujul în spatele meu, un pic mai sus, se vede și mai superb, se vede chiar și parcul, se vede o mare parte în Cluj, Napoca, undeva cam 75%. Ce nu se vede, nu se vede partea dinspre Florești și partea industrială. Zona aceea se vede prea puțin. Vă voi arăta imediat cum se vede Clujul de la înălțime. Superb, absolut superb. Uitați ce vă spuneam. Chiar acolo se află Catedrala Sfântul Mihail. Un pic mai încoace. Să văd cum arată. E cea din piața muzeului, Biserica Franciscană. Chiar aici jos este Opera Maghiară, după aceea parcul, Clujul, Cluj-Napoca. Vă invit să-l descoperiți, să vedeți frumusețile lui, mâncarea tradițională românească, maghiară, terasele lui, să faceți sport dimineața, să mâncați clătite la de la nu știu cine, foarte bune apropo, să vizitați împrejurimile Clujului, este castelul de la Bonțida și multe alte zone superbe. Vă las încă o dată această vedere panoramică. Așa, restaurantul Pergola. Și aici este o cruce dedicată. Vedeți că nu prea se vede. Cruce dedicată eroilor muriți în cel de-al doilea război mondial. Eroilor români. Așa. Și vă voi arăta câteva poze cum arată și platoul de care vă ziceam.
Deci pentru priveliștea din spatele meu se merită să veniți. Și unul dintre ultimele, dacă nu chiar ultimul video al zilei, parcul și podul Elisabeta și multe alte atracții precum grădina botanică rămân pe altă zi. Este ora 5 și 13 minute. Am luat cu 16 lei doar mâncarea, supă de fasole, fasole boabe cu afumătură, două chite, cartofi cu boia și pieptul de pui la grătar, plus cartofi, 16 lei. Doar la hotelul de lângă central am mai văzut preța să-mi dă 15 lei. 4 lei sucul și 3 lei 60 funga plus decorul. Gustare repede să vă zic cum e mâncarea. Scuze, supa e fasole peste luboare, am mâncat eu. Deci supa e absolut delicioasă, de la cantina primăria noastră, de pe M10. Mâncare foarte bună, la un preț foarte bun, doar 16 lei, de la cantina primăriei, de pe M10. Dacă cumva veniți în Cluj-Napoca, vizitați cantina primăriei, mergeți pe Memo. Memo îți spune la strada memorandumului, e o prescurtare. Iar, ca și desert, mi-am luat cu 2,50 un strudel cu vișine, strada Gheorghe Doja numărul 1A. E o mică patiserie. Abia aștept să am părerea voastră despre acest filmuleț, despre tot ce am filmat, o zi ideală. Într-un alt video vă voi arăta și alte obiective, terase, local, din Cluj-Napoca. Și astfel am început astăzi, cum ar veni, o serie de video și poze despre Cluj-Napoca. Pentru a promova Cluj-Napoca, pentru a vă arăta cât de frumos este Cluj-Napoca și de ce se merită să veniți în Cluj-Napoca și mai ales unde se merită să mergeți în Cluj-Napoca. Este un video adresat atât clujenilor, dar și celor care sunt veniți în Cluj-Napoca, românilor, străinilor, pentru a le arăta frumusețile orașului, localurile, monumentele, lucrurile frumoase, străzile renovate. Vă mulțumesc de atenție și dați acest video mai departe, dați o abonare la canalul de YouTube, dați un like, un comentariu, astfel încât să ajungă la cât mai mulți oameni. Vă mulțumesc!